Bun găsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu Prima Motors. Am avut acea premieră de la Miami în Formula 1 weekendul trecut, dar weekendul acesta motorsportul revine, se putea altfel, pentru primăvară, în forță. Nu de alta, dar ultimul campionat național de prestigiu își demarează și stagiunea. Este tradiționala etapă de deschidere de la Mangalia a campionatului național de Super Rally. Această întrecere urbană care crește de la un an la altul și care începe să producă nume din ce în ce mai importante în motorsportul românesc. De altfel, din această zonă Super Rally vine și invitatul actualei ediții, nu doar un pilot care an de an a rulat în această întrecere urbană, ci și un regional al acestei prime etape, un pilot care impresionează nu doar prin stilul de pilotaj, prin agresivitate în prima parte a carierei, dar și prin maniera de a aborda etapele de casă. Anul trecut, bună oară, a venit nu cu una, ci cu două mașini în etapa de la Mangalia. Bun găsit, Emil Ghinea! Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur pentru invitație. Emil, ți-ai petrecut copilăria într-un garaj, la Calu, așa cum zici tu. La 14 ani ți-ai propus să devii pilot, dar ți-a mai luat încă pe atât să devii cu adevărat ceea ce îți propusesei. De ce ți-a luat atât de mult? De ce mi-a luat atât de mult? Din câte știți, sportul ăsta este scump și eu am muncit foarte mult ca să ajung aici și eu am început cu șurubăreala, ca să zic așa, cu mecanica. Asta am făcut la Calu în garaj. Tatăl meu avea garajul, îl are și acum alături de pe aceeași stradă cu Calu. Și tata era tot cu ceva gen mecanică, făcea planetare, de acolo a plecat toată nebunia asta a mea, dar în spatele la toată treaba, eu zic că este bunicul meu din partea mamei. El era pasionat de motociclete, biciclete, dar de motociclete cu două roți. Eu nu sunt pasionat sau n-am vrut să fiu pasionat de două roți. Și cam de acolo a plecat, am ajuns, am făcut un business, am făcut două fete frumoase și apoi m-am apucat de curse. Ești unul dintre stâlpii acestui campionat, Super Rally. De altfel te vedem în paralel și la viteza în coastă, disciplina ta de suflet și de ani buni la această disciplină nouă, patronată de Mihai Leu, și a cărei responsabilitate îți revine atunci când vine vorba de organizarea etapei de casă. Îți revine în parte, alături de Dragoș Angelescu, și el pilot de Super Rally, și parte din aceste oficialități locale care trebuie să facă lucrurile să meargă într-o asemenea etapă. Ce îți veni cu Super Rally? De unde te-a prins pe tine flama asta în condițiile în care tu nu juri decât pe coastă? Eu, la bază, sunt un costaș, totdeauna asta am zis. Sunt un pilot de coastă, dar la Super Rally am primit o invitație de la Mihai în 2018, când mergeam cu Clio. Am fost la Târgu Mureș. Mi-a plăcut ideea. Este cu totul altceva față de ce se întâmplă la coastă. Și de atunci am mers etapă de etapă. Am reușit, împreună cu Dragoș Angelescu, cu viceprimarul Mangaliei, să-l convingem pe Mihai să aducem o etapă și la Mangalia. Jerom anul trecut a postat și în postarea lui a spus că Mangalia este un Monte Carlo de România. Jerom Franz, campionul de Super Rally. Da, cel care a învins cursa de la Mangalia, cu care o să ne și întâlnim în weekend. Și Mangalia este pregătită din toate punctele de vedere pentru asemenea evenimente. Are toată infrastructura și tot sprijinul primăriei și Consiliului Local pentru asemenea evenimente. Spune-ne un pic însă de unde au fost începuturile tale în motorsport. Ai debutat în coastă în 2011, dacă nu mă înșel. Cum s-au întâmplat lucrurile? Cum de până la urmă ai făcut pasul acesta? Știu că îți doreai de mult, dar de obicei când îți dorești un lucru mult și n-ai posibilitatea și stai pe loc, parcă și toată acea ambiție începe să pălească. Vrei să zic ceva? Astăzi e o zi foarte... E o chestie cu ziua de azi. Astăzi e ziua lui Neajan Pescaru. Așa m-am apucat eu de coastă. M-am apucat de construcția mașinii, eu cu un fiind de-al meu, care peste câteva zile face 7 ani de când a murit. Era mai mic ca mine cu un an.
și Veve, îi spuneam eu. Cu el m-am apucat de construcția Renault-ului 5 Turbo în 2009. Ne-am apucat, sincer, am zis să mergem și noi să ajung la curse, exact ceea ce îmi doream de o grămadă de vreme, dar am ajuns în garajul lui Jean Pescaru, care din păcate anul ăsta s-a stins din viață, și acolo el m-a întrebat: tată, tu ce vrei să faci de fapt? Vrei raliu sau vrei coastă? Și eu am zis VTM era atunci, am zis VTM, așa am ajuns să refinisăm mașina pe care o pregătisem noi 2 ani de zile la Mangalia, în garajul nașului meu, și am refăcut mașina, am pregătit-o în special pentru coastă. Știi bine că pentru fiecare disciplină ar trebui mașina să fie pentru disciplina aia. Nu poți să mergi la raliu cu aceeași mașină de care mergi la coastă, sau invers, sau la superrali. Poți să faci treaba asta, dar performanță faci doar într-un singur loc pentru ce ai pregătit o mașină. Și am debutat în 2011 la Lacul Sfânta Ana, la Balvanioș. Era o regională, nu era o națională. Neajan atunci, împreună cu Florin Hangu, care a fost profesorul și este și acum profesorul meu, ei mi-au spus ca să ajungi la națională trebuie să faci câteva regionale. Nu era asta în regulament, cum e acum, dar ei asta mi-au spus. Trebuie să capeți puțină experiență ca să ajungi la națională, nu mergem împreună la națională ca să nu facem nimic. Și am făcut locul 1 la Lacul Sfânta Ana, la grupă, și cred că 3 sau 4 la Open. Crede-mă că nici nu știam unde să mă uit la timp. Adică eu eram fericit că sunt la start. Asta am făcut tot 2011. Am fost fericit că sunt la start. Ce elevi am mai pregătit și eu de-a lungul timpului, și nu sunt mulți, 2-3 elevi. Ultimul meu elev este Dragoș Angelescu. La toți le-am spus: băi, în primul an nu trebuie să faci nimic altceva decât să fii fericit că ești la start. Eu am fost fericit că sunt la start, într-adevăr. Cred că am avut și noroc și conjunctural. În 2011 am ieșit și campion național la H4. Ceea ce însemna atunci 2000-3000 de centimetri. Mașina avea 1.7 turbo. Dar aia a fost un bonus, ca să zic așa. Eu am fost fericit că mi-am îndeplinit visul și că am avut în spate, și am și acum, alți oameni. Și atunci am avut oamenii de la momentul ăla: Neajan Pescaru, Florin Hangu și Căluțul, cu care am făcut, cu el am făcut motorul de la Renault 5 Turbo, și ultimul motor de anul trecut de la Norma, tot cu Calul l-am făcut eu cu el. Și asta a fost toată povestea. Emil, de la coastă te regăsim, iată, 11 ani mai târziu, la startul unui nou sezon de Super Rally. Haideți să vedem însă cum a decurs stagiunea precedentă în acest campionat național pe circuite urbane. În platoul Prima Motor, alături de Emil Ghinea, pe care îl vom regăsi și în acest weekend, sau cu atât mai mult în acest weekend, în etapa sa de casă, trofeul Mangalia, care deschide stagiunea de Super Rally. Emil, cum ți-a fost sezonul trecut? Peste așteptări? Sub așteptări? În Super Rally mă refer. Nu a fost peste așteptări. Sezonul trecut a fost un sezon în care am vrut să mă acomodez cu mașina. Este foarte greu să treci de la un turist la o așa mașină. Cu care dintre mașini, apropo? Pentru că la Mangalia am văzut și cu Renault Clio V6 și cu acest prototip Norma M20, cu care vei rula de altfel și în acest sezon. Ce am făcut la Mangalia anul trecut a fost așa, ca o nebunie. Am fost foarte obosit datorită organizării. Noi pe la ora 1 noapte împingeam baloți, eu cu Dragoș și cu echipa mea. Dar ce am făcut vis-a-vis de cele două mașini nu a fost un lucru bun pentru performanță, pentru că sunt foarte diferite cele două mașini. Chiar dacă foarte mulți zic că amândouă au propulsii, amândouă au motorul în spate, nu e același lucru, sunt două mașini total diferite. Am făcut-o că am vrut să văd cum e. A fost o provocare pentru mine, am bifat-o și pe asta. Și cât de complicat a fost, apropo, să sari dintr-una dată în alta, comportamente radical diferite, una care se bazează pe aerodinamică masiv, precum prototipul Norma, celălalt până la urmă un turism? Păi a fost complicat. Cu Clio deja nu mai știam să mai merg. Deja frânările erau ba prea devreme, ba prea târziu, îți dai seama. Ideea a fost că m-am calificat cu amândouă în finală. Aia a fost ce nu mi-a convenit, nu venea să crezi. Uite, că putea să merg mai încet cu Clio, ca să nu... Și am refuzat să mai merg în finală cu Clio, am mers doar cu Norma. Nu am mers la capacitatea mașinii. Am considerat că nu trebuie să risc nimic. E foarte multă presiune să mergi în fața oamenilor din orașul tău. Așa o simt eu. Și traseul este
o buclă este exact unde e magazinul mamei mele. Acolo luam tot timpul gazul, știu că mergea plin, dar eram una cincea și zic, nu am cum, aici nu am cum. Dacă sar afară și intru la mama magazin, adică sunt foarte multe chestii care nu mă fac să merg tare la mangalea. Dar promit că anul ăsta am și o echipă mult mai bună în organizare și m-am organizat mult mai bine. O să vedeți o cursă, am ceva surprize pentru toată lumea, o cursă mult mai bine organizată și sper să mă odihnesc și eu și Dragoș trebuie să se odihnească, că și el merge. Și o să încerc să fac o figură frumoasă. Nu pot să dau acum pronosticuri, nu-s genul care îți dau pronosticuri. O să întreb însă altceva. Dacă ai fi putut schimba un lucru anul trecut în sezonul tău de Super Rally, care ar fi fost acela? Motorul. Din câte știi, l-am spart la câmpul lung, și, dar el, în teorie, dauna a fost la Craiova, pentru că eu la Craiova făceam 4 ture în loc de 3. De acolo, nu știu dacă ai văzut pe Facebook, sunt câțiva care îmi zic că Emil 4 ture. Am făcut 4 ture în loc de 3. Nu era steagul ăla de finish, era un steag roșu, eu nu-l vedeam. În sfârșit, era... Și am venit în primii 3 la Open. Drept dovadă, am spart motorul și am pierdut toate podiumurile. Aveam 3 podiumuri, aveam podium la Open și la cele două grupe. Dar asta pentru mine nu e o problemă. Eu la Super Rally mă dau strict de plăcere. E foarte bine mediatizat campionatul ăsta și asta datorită lui Mihai. Și nu mă dau pentru un rezultat neapărat. La coastă vorbim de rezultat și de performanță. Emil, ești mai mult decât un pasionat, mai mult decât un pilot, mai mult decât un organizator. Ești un veritabil personaj, așa încât nu puteam rata ocazia clasicului nostru interviu. Roșu. Vită cartofi prăjiți. Ciorbă de legume. Că nu-mi place. Îmi plac legumele, dar nu-mi place ciorba de legume. Eu nu prea gătesc, dar pot să fac niște ouă, ochiuri, cartofi prăjiți, ca ce fac toți bărbații. Dar vrei să fac ciorbă, nu? Cafea. Mai bine fac patul. Unde ar vrea să călătoresc? Hawaii. Uscat. Asfalt. Coastă. Leu. Păi Mihai poate pentru că îl cheamă Leu, eu pentru că vreau să fiu leu. Mă spăl pe dinți. De la angajații mei. Și text și voce. Destinația favorită? Grecia. Zakynthos. Fizică. Chimia. La mare. Cățel, am doi. Răsărit. Și din balon, dacă se poate. Sala de forță. Alergare. Pe plajă. E greu. Cu echipier. Mihai Leu, uite la Super Rally. Să facem o echipă împreună. Pilot. Neamarin Dumitrescu. VRC și Formula 1. N-am cum să aleg una din ele două. Cu soția mea. Totdeauna peste ora 23. Peste 72 de ore. Gândește că eu, Mangalia Baia Mare, lucrăm la mașină. Noi noaptea lucrăm la mașină, nu lucrăm niciodată ziua.
și eu și Gabi, mecanicul meu, și mecanicii mei au business-urile lor pe zi. Și ne rugăm doar noapte. Eu termin programul la 6-7 și ne strângem, stăm până la 3-4. Lucrăm 3-4 nopți, dormim și noi câte 2-3 ore și dacă plecăm la Baia Mare, doar eu conduc. Ah, greu de explicat asta. Nu știu. Oricum, multe ore. Viraj la stânga. Ciocolată. Ambițios, determinat și încăpățânat. Nu știu, dacă aș avea o superputere, aș opri războiul ăsta. Dar nu-i talent dacă mă apuc acum să cânt sub duș, zic eu. Și cânt urât, așa că nu-i talent. Nu știu. Să nu renunț niciodată. Să nu trădez niciodată. Să știu că eu ajut foarte multă lume și în special oameni bătrâni, dar nu pot să-mi aduc aminte că poate au trecut decât 2-3 zile. Ne întoarcem în platoul Prima Motor, alături de Emil Ghinea. Emil, care sunt dificultățile de organizare ale unei etape de Super Rally? Pentru că dincolo de această activitate a ta de pilot, ești implicat și în calitate de co-organizator al acestei runde de casă. Dificultăți de organizare? Sunt, dar eu zic că nu are rost să enumerăm. Important e că la momentul ăsta suntem pe linie dreaptă pentru Super Rally Mangalia. Când v-a apucat voi de treabă? Când se organizează o asemenea etapă? Cu 2 luni înainte? Cu 2 săptămâni înainte? Cu o lună înainte. O lună jumate înainte. Avem de luat aprobări de la ISU, de la jandarmerie, de la autoritățile locale. De treaba asta nu mă ocup eu, se ocupă directorul organizatorii, care este soția mea. Și bineînțeles că se ocupă și Dragoș, că aia e. Iar apoi noi ne ocupăm de să facem echipe pentru, avem de montat garduri. Știi, aliniamentul cel de pe Ștefan cel Mare, care este destul de lung și avem gardurile alea duble. Avem 1000 de metri de garduri, avem 63 de baloți și 21 de parapeți de beton. La nivelul bordurilor și a capacelor de canal sunt verificări, faceți traseu în funcție de asta? Cu siguranță facem traseu în funcție de asta, se pun și cane, încercăm să punem și cane acolo unde sunt mai multe capace de canalizare. La nivel de borduri, baloți și anvelope și știi bine că în 2019 avem eu cu Dani Oțil, cu Lucian Răduț, cu Mihai, avem aceeași bordură toți, nu știu dacă ți-aduce aminte. Suntem 8 piloți care avem, am dat în aceeași bordură. Eu eram cu soția mea în mașină. Bun, și ați mai păstrat-o sau v-ați supărat pe ea? Păi nu, e acolo, uite pe virajul care rulează acum. Super. Bun, cam câți oameni sunt implicați în organizare? Ordin de mărime, 10? Sute? 10. 10 de oameni în organizare. Câți oameni așteptați voi ca spectatori weekendul acesta? Știu că anul trecut au venit de ordinul miilor. 10.000. 10.000 de oameni. Vremea e frumoasă weekendul acesta? Doamne ajută, eu așa sper, m-am uitat și ieri, mi-arată foarte bine, mi-arată 21-22 de grade, e foarte bine ca și temperatură. La mare, la 21 de grade nu e chiar cald. Nu. Nu, dar la Cristoare e ok. Bun, trecând de la partea ta de organizator la cea de pilot, vorbeai ceva mai devreme despre specificul reglajelor unei mașini în funcție de disciplina abordată. Și când știi foarte bine coasta, sau viteza în coastă, pentru a păstra denumirea completă, știi foarte bine Super Rally. Ce modificări aduci tu, prototipului tău, de la o etapă de viteză în coastă, la o etapă de Super Rally? Pentru Mangalia, în teorie ar trebui, adică eu, în teorie ar trebui prima oară transmisia. La Super Rally ar trebui mers cu transmisie, cu o cutie mai scurtă, cum zicem noi, un raport mai scurt. Dar pentru Mangalia nu fac chestia asta. Am făcut tot anul trecut. După coastă desfăceam cutia, puneam un raport mai scurt că venea etapa de Super Rally. În schimb, anul ăsta am umblut doar la partea de geometrie a roților, de camber-uri, de convergențe. Și cam atât. Și partea de suspensie de ținută de drum. Partea cutia de viteze nu vreau să fac. Fac un test la Mangalia să văd dacă pot merge cu cutia asta puțin mai lungă, deoarece nu vreau să mai stresez mecanic toată transmisia, planetare, inclusiv și motorul. Evenimentul numărul 1 al weekendului trecut a fost venirea în premieră a Formulei 1 la Miami.
N-a fost o cursă memorabilă în planul acțiunii pe circuit, însă măcar weekendul, cu tot ceea ce înseamnă acest veritabil Monaco al Americii, a fost unul de povestit celor de acasă. De la finalele decenului trecut, Formula 1 are și o echipă americană, Haas, dar rămâne totuși un sport bazat pe bătrânul continent. De altfel, cu tot entuziasmul de peste ocean și cu toate noutățile, se pare că vom mai avea echipe din America care vor intra în Formula 1 în anii următori, Haas a înțeles și ea dificultatea de a integra un mediu 100% european, așa încât și-a deschis și ea de anul trecut un atelier în Italia. Ferrari pare a pierde teren în ultimele două Grand Prix-uri ale acestui sezon de Formula 1, o stagiune care a început cum nu se poate mai bine pentru scuderia. Emil Ghinea, cum vezi tu acest raport de forțe care începe să se schimbe în acest sezon? Eu aș zice că Red Bull are șanse să câștige titlul anul ăsta, dar o să vezi că o să câștige Leclerc. Eu zic că Ferrari are cea mai tare mașină, asta e părerea mea. În cei doi ani, ultimii doi ani de Formula 1, Red Bull și cu Mercedes s-au bătut acolo la vârf și nu au avut timp, din punctul meu de vedere, nu au avut timp să studieze noua mașină. Și eu cred că Ferrari este mult mai tare mașina din toate punctele de vedere. Dar ați văzut că Red Bull are probleme de fiabilitate și aseară Perez tot zicea în cască că îi scade puterea motorului. Clar Verstappen este cel mai nebun dintre ei, pentru că și el și Leclerc și Sainz, din punctul meu de vedere, și Perez sunt buni, și Hamilton, dar ăștia patru, eu zic că cei patru sunt... Apropo, ce se întâmplă cu Mercedes? Ce se întâmplă cu Mercedes? Sau ce se mai întâmplă cu Mercedes? Pentru că am văzut cu toții ce s-a întâmplat în acest start de sezon. Are șanse să inverseze tendința sau vom ajunge pe circuitele europene și de aici încolo își vor concentra eforturile către anul viitor? Eu zic că Mercedes culege ce a semănat. Asta e părerea mea personală. Mercedes s-au declarat anul trecut imbatabili și invincibili, iar acum se demonstrează că nu sunt. Dar Hamilton, din punctul meu de vedere, este un pilot bun, n-avea cum să nu fie bun dar nu se poate compara cu Senna și Schumacher. El acolo a greșit, din punctul meu de vedere, acolo a greșit el ca pilot. De ce nu l-ai comparat cu Senna? Pentru că, uite, cineva care citește doar statistici va vedea 7 titluri mondiale, trebuie să fie sigur un soi de zeu în viață al acestei discipline. Eu sunt și fanul celor doi, Schumi și Senna, dar eu din ce am citit de-a lungul anilor, eu nu am văzut în spatele lui Schumacher sau al lui Senna un pilot mare. Dacă vă uitați la rezultatele lui Hamilton din ultimii 2 ani, au cam dispărut rezultatele lui în momentul în care a murit Niki Lauda. Părerea mea că Niki Lauda era un om care îi spunea, l-a ajutat foarte mult pe Hamilton să facă ce a făcut el. Acum singur se pare că nu prea mai iese. Nici mașina nu e ce trebuie, din câte am văzut. Din ce vorbeam înainte de a intra în platou, mai spuneam un lucru interesant. Și anume, odată cu noile modificări de regulament, Hamilton se regăsește în postura de a nu mai pilota cu toate acele ajutoare de pilotaj. Cu telemetria de la standuri pe care o controlau inginerii și puteau interveni asupra ei la jumătatea deceniului trecut. Lucrurile s-au schimbat de la un an la altul în ultima vreme în Formula 1 și Hamilton, poate și prin prisma vârstei și a unor obișnuințe de care e greu să se dezbare, începe să plătească cash. Da, eu cred că a devenit mașina mai mecanicoasă, cum zic eu, și le-a cam tăiat și la suspensie, s-au făcut niște chestii, nu mai merge suspensia reglată din boxă. Sunt mai multe chestii acolo și el se pare că mergea cu ajutorul la toată electronica aia. Din punctul meu de vedere, pilotajul e când e fier pe fier, nu? Nu e, la ei încă nu are cum să fie fier pe fier la nivelul ăla, dar oricum, se merge tare. Cei patru merg foarte tare. Dacă te uiți pe calificări, mie îmi plac mai mult calificările decât cursa, deci pe calificări se merge extraordinar de tare. La finele săptămânii viitoare, ne întoarcem în Europa, pe un circuit pe care toată lumea îl cunoaște, unul dintre trasele clasice, Montmeló, circuit de Catalunia lângă Barcelona, dar imediat după vom avea trasee urbane. Monaco, Baku, Montreal în Canada
E o tendință asta și ca Formula 1 să vină din ce în ce mai mult pe trasee urbane, așa cum a fost cazul la Miami? Cred că da. De ce crezi? Cred că da. Spectatori. Păi mediatizare, altceva ce poate să fie, nu? Și oricum, traseele urbane sunt mult mai frumoase și aduci și spectatori nu neapărat profesioniști, ca să zicem așa. Partea proastă pe trasee urbane e că nu prea sunt depășiri. Până la urmă, ăsta e farmecul unui... Hai că sunt depășiri. N-ai văzut aseară ce a făcut Carlos Sainz? Ce a făcut Sainz aseară și Verstappen cu interiorul ăla? Sunt depășiri, dar na, acum sunt depășiri puțin mai riscante, ca să zicem așa. Bun, ok. Cu DRS să zicem că totul e posibil, inclusiv pe traseele urbane, nu mai e ca pe vremuri. Bun. Voi n-aveți problema asta la Super Rally, pentru că formatul e de asemenea natură cât seamănă cu un contratimp individual. Da, nu ne depășim. Nu e un pic frustrant ca pilot? Că nu ne depășim? Da. Pentru mine nu, că eu oricum, dacă îți costa și eu, mie îmi place să merg singur. Mie nu vreau să găsești mașini pe traseu. Și dacă la coastă, când o găseam mașină, tot timpul o depășeam sau la a doua urcare ceream ce am pățit la Râșnov. Mi-am prins coleg din urmă și am cerut 15-30 de secunde în plus ca să nu mai ajung. E frustrant pentru unul care e obișnuit să meargă singur. Anul acesta formatul Super Rally se schimbă. La Mangalia veți avea o finală doar din două treceri, două manșe. E mai bine pentru tine? Din punctul meu de vedere, e mai bine pentru toți. Pe partea aia de finală, anul trecut, cele 12 mașini care ajungeau în finală erau stresate mecanic foarte tare și noi, dar mecanic pentru mașină era ceva cumplit. Adică veneai înapoi în staff și aflai că în 8 minute, 10 minute trebuie să plece. Mașina nu se răcea, motivul pentru care am prăjit eu motorul. Și toți ne chinuiam cu ventilatoare, cu tot felul de ciudățenii ca să... Eu anul ăsta oricum m-am pregătit, mi-am pus electroventilator, anul trecut n-aveam, mi-am pus un răcitor de ulei în plus la motor, nu-l aveam. Am făcut și eu niște chestii în plus la mașină care mă îngreunează mașina, dar nu atât de mult încât să simt eu la timp. Celălalt mare eveniment al weekendului care urmează este o nouă etapă din MotoGP. Marele premiu al Franței este runda de casă a campionului mondial Fabio Quartararo. Haideți să vedem de altfel ce s-a întâmplat anul trecut pe circuit Bugatti, la Le Mans. Alături de Emil Ghinea, pilot de super rally și pasionat de motorsport, inclusiv de motociclism, bunicul din partea mamei, spuneai, da. Emil, era pasionat de motociclete. De ce două roți au fost prea puține pentru tine? Păi, eu am început cu 4 roți și vă zic exact așa din culise. Soția mea mi-a zis, în momentul în care te urci pe motocicletă, eu divorțez. Până aici. Zic exact, asta a fost problema. Bine, nu, asta a fost ca o glumă între noi. Ce nu-ți place dar, la moto, de fapt? Nu e ceva ce nu-mi place. Am mers de două ori, am zis, nu e pentru mine. Mie îmi place cam să duc cam totul la limită, așa. Acolo limita, nu că norma n-ar fi periculos, dar acolo limita mi se pare mult mai aproape de... Și nu. E un subiect care nu... Îți place să păstrezi lucrurile sub control, să ai absolut totul sub control. Exact. Să nu fie chestiune de echilibru, decât poate echilibru de mase interne ale mașinii. Atât. Bun, cum te-ai schimbat tu ca pilot în ultimul deceniu? Te întreb asta pentru că aveai reputația de pilot agresiv, dacă nu chiar ultra-agresiv, așa cum chiar tu o spuneai, sărai măcar o dată pe sezon afară, în jargonul vostru, asta înseamnă că aveai un accident, nu neapărat foarte serios, dar în ultimii ani pari să nu-ți mai asumi aceleași riscuri. Cum vezi tu lucrurile din interior? Păi eu spun că, în primul rând, experiența și, în al doilea rând, bugetul. Te-a împărat și soția, pentru că tot o pomeneai? Nu. La noi motorsportul a devenit un mod de viață. Aseară ne-am uitat împreună la Formula 1. Merge cu mine la fiecare cursă, nu are legătură, ba din contră, să știi că am prieteni apropiați ai mei care vin în staff în momentul în care eu sunt la o secundă, două de podiu de la Open la coastă și ea vine și zice, hai mă, că mai pot, eu știu că mai poți. Ea știe că mai pot, dar pe mine m-a limitat foarte mult bugetul. În momentul în care n-ai un buget suficient de mare să poți să-ți asumi o ieșire în decor, în afară de ce se mai poate întâmpla, atunci... Încerc să mergi, eu merg în zona aia, nu safe, safe puțin peste limită. Mașina pe unele trasee sigur poate mai repede, dar bugetul îți pune puțin frână. Din punctul de vedere al bugetului, Super Rally este un campionat eficient ca stăpânire a costurilor pentru ceea ce primiți în schimb? Mă refer la notorietate, la apropiere de public?
Da, oricum, costurile sunt la fel ca pentru mine, costurile sunt identice ca și la coastă. Supărarii se bazează pe fani, pe prezența fanilor, acolo în mijlocul orașului, practic le aduci tu produsul, nu-i mai soliciți pe ei să ia mașina personală și să bată probele sau să vină pe la, pe la Reșnu, Câmpul Lung și așa mai departe. Și ideea. Asta e și ideea la Formula 1, că tot ziceai de Formula 1. Ce ar trebui să facem noi aici, în acest mediu autohton, pentru a aduce și mai mulți oameni la Superrally? Mai multă mediatizare, din punctul meu de vedere. Știu că aveți tot felul de surprize pentru acest weekend. Poate nu o să mi le spun pe toate. Nu, ți le spun. Nu spun nici măcar una, nu. Una. Nu. Nu mie. Oamenilor care ne ascultă. Avem un concert. Bun. Vineri seara. Vineri seara, ok. Da. Bun. Deci totul începe de vineri la voi? Da, începe la ora 6. De la 6 la 6, de la 18 la 18.30 e premierea de anul trecut. Și apoi este prezentarea piloților până la ora 20. La ora 20 începe concertul. Mai multe nu-ți mai zic. Mai vrei? Îți mai zic, dar nu-ți mai zic. Pentru Fabio Quartararo, marele premiu de MotoGP al Franței din acest weekend este Grand Prix-ul de casă. Înainte de a simți entuziasmul, dar și presiunea propriilor suporteri la Le Mans, campionul mondial în exercițiu s-a pretat unui exercițiu al amintirilor plăcute. Iți prima motor alături de Emil Ghinea, pe care îl vom regăsi în acest weekend în trofeul Mangalia, etapa sa de casă, etapa de deschidere în Super Rally. Emil, cu ce mașină te vom vedea la Mangalia? Cu norma M20F și tot sezonul, sper, dacă o rezolv cu bugetul, să mă vedeți tot sezonul tot cu normă. Cine sunt principalii tăi adversari în acest sezon? Eu sunt principalul meu adversar. Bun, și ce încerci să depășești? Ce încerc să depășesc? Nu sunt genul care dau pronosticuri. La bătaie o să merg cu Mihai, Jerom, Costel și Dode. Nu mă știu, nu m-am uitat. Costel Cășina, nu Dode Andronache. Dode Andronache, dar nu m-am uitat pe listă cine mai e, ce mai e acolo, dar eu mă bat cu mine. Ultima întrebare pentru fani. Unde să stea pe marginea traseului pentru a vedea cât mai multă acțiune sâmbătă? Pe Ștefan cel Mare, din punctul meu de vedere. Și acolo vom avea și o surpriză pe Ștefan cel Mare. Sper să-mi și reușească pentru fani să poată auzi și ei ce se întâmplă pe toată proba. Cu tine ne vom întâlni în acest weekend, de la ora 2 după amiaza ora României, în direct pe Prima Sport 1, pentru runda de deschidere a stagiunii în Campionatul Național de Super Rally, apoi duminică, pe Prima Sport 3, canalul dedicat sporturilor cu motor, vom avea marele premiu de MotoGP al Franței. Sunt cele două evenimente fare ale weekendului pe canalele Prima Sport. Noi ne vom reîntâlni, ca de obicei, marțea viitoare, aceeași oră 9 seara, pe Prima Sport 3, unde vom dezbate acțiunea din weekend și vom prefața revenirea Formulei 1 în Europa, dar și următoarele evenimente din actualitatea internă. O nouă etapă în Campionatul Național de Raliuri, Raliul Argeșului, și de asemenea runda a doua a sezonului în MotoGP. În fine, sper să avem ceva acțiune la clasa S1000, clasa regină. Până atunci, rămâneți cu bine!